Dragii noștri, de această dată suntem în podul Iloaie cu o surpriză frumoasă pentru domnul Gheorghe, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de 73 de ani, iar noi mergem să îl surprindem și să-i urăm călduros la mulți ani. A la grec, cofetărie de încredere. Bună seara! La mulți ani, vă spunem, domnul Gheorghe! La mulți ani! Bine ați venit la noi! Nu era cum să lipsim astăzi ziua dumneavoastră! Chiar nu avem cum, nu? Păi, mă gândeam, dacă vine noaptea, să ne ducem la dormit, să ne ducem la altă parte. Așa am știut că vă găsim acasă acum. Că astăzi n-ați fost acasă dimineață. Dacă nu Dumnezeu a dormit așa. Noi suntem echipa surpriz la Domn Ciriaș. Astăzi știm că sunteți sărbătorit, că împliniți frumoasa vârstă de 73 de ani. Exact. Venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea unei persoane dragi. A unei persoane care și-ar fi dorit din toată inima să fie aici lângă dumneavoastră. Și am să vă întreb, dar cumva bănuiți dumneavoastră, care din copilașii dumneavoastră și-au dorit să vă sărbătorească astăzi? Eu cunosc că așa mă iubește enorm de mult. Dar nu am numai pe una, că am 5 fete și un băiet. Dar băietul nu-mi dă nici bună ziua, Nora. Dar poate din partea băietului, na. Dumneavoastră, din partea cui credeți? De la fete, le cred. Iubesc, le doresc putere de muncă, sănătate, iubire, liniște și pace. Și Dumnezeu să le iar acum cuvinteze. Să vedem ce ascundem noi aici. Asta e nepoțica mea. Asta e fata mea. Să știți că astăzi din toată inima și-au dorit să vă sărbătorească, să vă simțiți cel mai iubit din lume și să reușească cât de puțin să măcar sufletește să ajungă aici la dumneavoastră. Și sperăm să și reușească. Dumneavoastră ce spuneți? O să reușească să vă sărbătorească astăzi? Oricum, am să vă rog să lăsați așa pernuța acolo. A? Vă iau pernuța un pic. Eu v-am dat-o, eu vă iau un pic. Da. Așa. Mulțumesc, le doresc multă sănătate la fetițile lui tata. Ia să punem și vârsta. Grei, ușor, toți ai dumneavoastră, sunt. E foarte ușor, eu sunt pentru mine foarte fragedă. Mă simt ca de 20 de ani. Asta este bine că vă simțiți. Da, ca să pot să mai trăiesc, să ridic, să termin casa aici, că i-am turnat o temelie pentru fata mea cea mai iubită. Da, stai un pic să spun. Iar acum haideți să aflăm, da, din partea cuvine această surpriză. Iar mesajul spune așa: dragul meu tată, astăzi, cu ocazia zilei tale de naștere, vrem să-ți mulțumim și să adresăm cele mai sincere urări de la mulți ani. Tu mereu ai fost sprijinul nostru, meriți toate cele mai bune. Îți dorim sănătate, acea comoară neprăițuită care să-ți permită să te bucuri de toate momentele frumoase. Fie ca fiecare zi să-ți aducă fericire nemărginită, să-ți umple inima de bucurie și să aducă în calea ta numai lucruri bune. În această zi specială vrem să-ți reamintim cât de mult te iubim și cât de recunoscători suntem pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ai fost mereu acolo, fie în momente de bucurie, fie în cele mai dificile, tu mereu ai fost sprijinul nostru. Cu tine am învățat să ne ridicăm după căderi și să privim cu optimism către viitor. Primul nostru strigă te-a făcut fericit, iar acum vrem să-ți mulțumim pentru fiecare râs, pentru fiecare îmbrățișare și pentru fiecare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru copilașii tăi. Nu fi niciodată trist, pentru că suntem alături de tine, pregătiți să împărtășim fiecare bucurie și să depășim fiecare încercare împreună. Astăzi să te simți cel mai mândru tată din lume, pentru că ai cei mai recunoscători copii. Te iubim din toată inima. Cu drag, fiica Ionela împreună cu nepoțica. La mulți ani! Cu drag, vă pup, vă iubesc, al vostru tată. Noi sperăm că astăzi ați reușit să vă simțiți cât de puțin sărbătorit. Mulțumim! Iar acum să știți că pentru dumneavoastră avem pregătit nu o melodie, ci două melodii din partea lor. Care doresc din toată inima să le ascultăm împreună. Da. Nicăieri nu uita tu bine.
sfârșit. La mulți ani fi fericit, tată să fii fericit. De tata nu-i loc să treacă. Că tata ne-l rog frumos, și dacă mi-i de folos, întoarce lumea pe dos. Astăzi te sărbătorim, tată, că mult te iubim, tată, că mult te iubim. Iartă-ne cât ți-am greșit, la mulți ani fericit, tată să fii fericit. Iar acum să știți, domnul Gheorghe, că fiica dumneavoastră a zis că asta e melodia dumneavoastră de suflet. Ia să vedem dacă a avut dreptate. Mulțumim pentru echipa formată, mulțumim și la fetele lui tata, la fiecare în parte, că să nu fac deosebire. Cinci cu adevărat sunt al lui tata. Că una este mai miloasă, că una e mai apropiată, una e mai îndepărtată și cela care e mai îndepărtat nu vede. Avem și noi o dorință în suflet, o iubire de copii, de dragoste și de viață. Surprize la domiciliu! Noi oferim emoții!